Bună, sunt Andrada, autora programelor Fine Love, iar tu urmărești acum Fine Love, locul ideal unde poți afla cum poți să ai dragoste și fericire. Tema videoclipului de astăzi este despre emoții, legătura dintre atracție și emoțiile tale, care dacă știi cum să le gestionezi, cum să te raportezi la emoțiile tale, cum să îți valorizezi emoțiile, ei bine, în momentul în care știi acest mod de a fi, vei atrage magnetic, vei face ca un bărbat să te dorească pentru totdeauna, vei crea așa un loc emoțional, o aură în jurul tău, care va face un bărbat să-și dorească în permanență să revină în acest loc atât de cald și de iubitor pentru el. Ceea ce simțim în orice moment face parte din noi, face parte din ființa ta, din ce ești tu, din esența ta, este ca o amprentă a ființei tale și este foarte, foarte, foarte valoros. Modul în care te raportezi la ceea ce simți este foarte important în atracție, în iubire, în a inspira un bărbat să te iubească. De ce? Pentru că valorizarea ființei noastre depinde de modul de cum te raportezi tu la tine și de acțiunile pe care le faci, fie în favoarea ta, fie în defavoarea ființei tale. Dacă ceea ce faci este împotriva emoțiilor tale, împotriva ființei tale, riști să intri într-un demers de devalorizare personală care ți poate aduce pierderi și genera situații de viață, din păcate, fără rezolvare, dacă nu ești atentă la cum te raportezi față de ceea ce simți și la acțiunile pe care le faci în viața ta, care sunt în defavoarea ființei tale. Multe femei, din păcate, sunt în acest demers de devalorizare personală, de devalorizare emoțională împotriva ființei, deși crezi că faci toate în numele iubirii, pentru iubire, însă în realitate ești într-o iluzie, pentru că ceea ce faci, modul cum te raportezi la ființa ta, la ceea ce simți, la sinele tău, este un mod plin de devalorizare, nu de valorizare personală. Dar ce faci? Pe de altă parte, foarte frumos cum sună valorizare personală, foarte frumos cum sună iubire de sine, niște concepte așa foarte drăguțe, roz bombon, precum rochia mea, dar în același timp vine realitatea acestor emoții, a situațiilor de viață în care te afli, care te copleșesc. Și ce faci când te copleșește agățarea, când te copleșește disperarea, furia, neliniștea, când apar aceste sentimente pe care nu le poți controla și crezi că acționezi pentru iubire, din iubire, în numele iubirii, însă acționezi în moduri care de fapt nu sunt în favoarea ta, care nu-ți servesc, nu sunt nici pentru iubire, nici în favoarea ființei tale și nu-ți valorizează ființa sub nicio formă. Pentru că atunci când te copleșește tristețea, când te copleșește disperarea și vrei cu orice preț, pentru că nu poți să tolerezi ceea ce simți, iubirea lui, vrei să te caute, vrei să te sune, vrei să-ți răspundă la telefon, vrei să fie mai atent, vrei să fie mai cald, mai tandru, te trezești că în numele iubirii faci compromisuri, te trezești că ești drăguță, că ascunzi ce simți, că te prefaci, că ești bine, când de fapt tu nu ești bine, că speri că în timp, pentru că îl iubești și arăți ce mult îl iubești, situația se va rezolva, că te va iubi și el în timp. Și te trezești că accepti jumătăți de măsură în speranța unei rezolvări, că fie ori ascunzi ceea ce simți, fie faci aceste compromisuri, fie te lupți corp la corp, așa, te lupți energetic cu el, faci scandal, ești furioasă, arunci tot ce simți către el și să-i spui unui bărbat că a greșit. N-are sens. Deci uită să-i spui unui bărbat că a greșit. Pe de altă parte, să-ți ascunzi sentimentele față de el, iar nu are sens. Dimpotrivă, ambele situații nu fac decât să înrăutățească situația în care te afli. Fie că îl învinovățești pe el și arunci toată furia asupra lui și spui că a greșit, fie că te prefaci, aceste două moduri de a fi, niciunul dintre ele nu are sens și nu servește ființei tale. Din contră, sunt împotriva ființei tale.
pentru că modul în care îți gestionezi aceste situații dureroase, aceste emoții dureroase, furia, dezamăgirea, tristețea, disperarea, în felul acesta îți fac rău ție, nu-ți servesc și nu te ajută în iubire. Emoțiile tale sunt prețioase pentru că sunt izvorâte din tine. Emoțiile sunt energie feminină. A fi, a simți este energie feminină. A face, a planifica, a acționa, a gândi, a controla este energie masculină și tot ce are legătură cu tine din perspectivă emoțională este ceea ce simți tu, este pură energie feminină izvorâtă din interiorul tău și este valoroasă. Însă în momentul în care ascunzi ce simți sau nu poți să cuprinzi ce simți și faci acțiuni ca să eviți, ca să te distragă de la ceea ce simți, înseamnă că nu-ți valorizezi emoțiile, nu poți să le simți, deci ființa ta nu este într-un demers de valorizare personală, însă față de tine, chiar tu cu tine, nu-ți prețuiești emoțiile, nu le poți simți nici măcar tu cu tine și atunci fix așa cum te iubești tu, fix așa te va iubi și un bărbat. Pentru că în momentul în care simți că e greu, când simți anxietate, când simți neliniște, începi să zici, vai ce greu e, vai ce greu e, vai ce greu e, ce nenorocire mi s-a întâmplat, aolo, în ce situație sunt, aolo, ce mi-a făcut, încep să clocotești în tine sau față de celălalt și în momentul acela nu ești în contact, nu poți să rămâi în contact cu ce simți, iar o femeie în energie feminină poate să simtă orice, prețuiește la propriu, este îndrăgostită de emoțiile ei și pe de altă parte face diferența între ceea ce simte și acțiunile pe care le face, acțiuni care să-i servească în favoarea ființei ei, bineînțeles în numele iubirii și pentru iubire, că tot ce facem, facem pentru iubire în numele iubirii. Și e important să înveți să-ți gestionezi emoțiile, să înveți să le prețuiești, indiferent cât de copleșitoare și cât de grele sunt și indiferent cât de intense sunt aceste emoții și să faci, pe lângă valorizarea aceasta a emoțiilor tale, și acțiuni valoroase care servesc ființei tale. Când vei învăța să prețuiești ce simți și să faci acțiuni în favoarea ființei tale, vei emana foarte multă iubire de sine și prețuire, ceea ce îți va crește fabulos atracția. Vei magnetiza, vei atrage, vei radia iubire, vei atrage iubire, vei inspira să fii prețuită și iubită, pentru că ceea ce eman tu se va croșeta pe partea cealaltă cu același nivel de energie masculină din partea unui bărbat care va fi inspirat să acționeze cu cel puțin la fel de multă iubire pe cât o aduci tu în raport cu tine. Iată un instrument de gestiune emoțională prin care să-ți prețuiești emoțiile. Eu îl numesc cântecul inimii, pentru că, de ce spun asta? Emoțiile unei femei sunt sfinte. Emoțiile sunt ceea ce atrag un bărbat pentru că sunt pură energie feminină. Însă dacă eu mi le strâng, mi le îndes în interiorul meu, mi le reprim, nu pot să le simt sau le arunc peste un bărbat și îl fac pe el responsabil de ceea ce simt eu, bărbatul acela va percepe ființa mea ca fiind goală, se va izbi tot timpul de un zid, nu mă va simți, nu o să-mi simtă ființa, nu o să poată, pentru că energia masculină are nevoie de energia feminină. A simți este feminin, a face este masculin. Deci atenție, nu este despre a nu simți, despre a nu simți tristețe, a nu simți emoțiile acestea care mă copleșesc sau despre a le reprima. Emoțiile precum tristețea, precum durerea sunt emoții nobile. Noi fugim de aceste emoții, mă înțeapă în spate, mă înțeapă în inimă, simt cuțite în inimă, nu pot să simt durerea, simt că nebunesc de la agitație, mă uit 100 de ori la telefon, mă sună, nu mă sună, mi-a scris, nu mi-a scris. Și în aceste momente uiți că tu simți sacru în momentul acela, pentru că emoțiile acestea triste, care nu îmi plac, care nu se simt bine, de fapt sunt emoții care au o profunzime și o adâncime fantastică. Când iubești, ai această calitate de a dărui, de a iubi, ai această profunzime, această adâncime. Iubirea vine la pachet însă cu durerea. Voi, femeile care iubiți atât de mult, aveți o capacitate imensă de a te înălța în iubire, pentru că sentimentele de iubire sunt și profunde și înălțătoare.
O persoană care nu iubește, să știți că nu suferă, pentru că orice în lumea mare are două sensuri, are două opusuri, această dualitate. Întotdeauna când am jos, am și sus. Dacă am noapte, am și zi. Dacă am întuneric, am și lumină. Nu se poate una fără alta. Nu este posibil. Și atunci unde este foarte multă iubire, este foarte multă suferință. Femeile care iubesc foarte mult și suferă foarte mult și suferința este ceva nobil. Sfinții, martirii sunt comemorați, sunt omagiați pentru că aceste sentimente sunt sentimente profunde. Sunt sentimente nobile. Cine nu iubește, de fapt, nu are adâncime și profunzime. Așa că atunci când simți durere, când simți că te copleșește disperarea, vreau să-ți vezi suferința ca pe un sanctuar, un loc emoțional de venerație, pentru ca în Capela Sixtină, când te duci în Capela Sixtină sau te duci într-o biserică cu picturi fabuloase, nu simți un sentiment de venerație. Deci persoanele care au această capacitate de a suferi, de fapt, sunt persoane care iubesc foarte mult, sunt persoane pe care le omagiem, sunt persoane cum sunt sfinții, martirii, deci le aducem omagii, comemorăm, este un omagiu pentru capacitatea lor de a dărui, de a simți. Ce simți tu în momentul în care suferi ca femeie în iubire este nobil, este adânc și profund. Suferința ta are noblețe. Suferința are o muzică a ei aparte, este ca o simfonie. Sentimentele de bucurie, de fericire, de exuberanță sunt sentimente superficiale. Ha, 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 hi, 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 vai ce bine sunt, la, 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 lululu și cam atât. Suferința are dumnezeire, veselia, starea de fericire sunt sentimente de hlizeală, sentimente superficiale, însă sentimentul de melancolie, sentimentul de tristețe are o profunzime adevărată, are o adâncime. Așa că nu-ți mai fie frică de aceste sentimente, omagiază ce simți, omagiază noblețea de care tu ești capabilă și pe care o emani, pentru că te înalți foarte mult în iubire, nu cazi în iubire. Expresia aceasta americanească, falling in love, este a cădea în iubire. Nu, voi femeile care vă iubiți, vă înălțați în iubire și lângă voi un bărbat, lângă o astfel de femeie care iubește și are aceste sentimente, se înalță în iubire, pentru că tu îi oferi înălțarea în iubire. Tu crezi că vai ce am simțit, câtă atracție, câtă iubire am simțit lângă acest bărbat. Nu, el a fost un mesager. Tu ai accesat această iubire și ai accesat-o în prezența lui, în acel moment, pentru că te-ai deschis foarte mult către iubire, ți-ai deschis inima, pentru că tu poți să faci asta și în realitate el n-a făcut nimic. Nu el te face să simți iubirea. El simte iubirea ta lângă tine. De fapt, el nici nu știe ce îi se întâmplă. Tu ca femeie ai capacitatea asta fabuloasă să te înalți în iubire, pentru că pe măsură ce suferi mai mult, pe atât ești mai capabilă de iubire. Și așa că ceea ce emani tu, această iubire este nobilă, este de venerat, este profunzime, este adâncime acolo. Așa că în momentul în care suferi, întâmpină-ți suferința cu omagiu, nu cu văicăreală, aoleo ce supărată sunt, vai ce victimă sunt, aoleo ce îmi plâng de milă, aoleo ce nenorocire, vai ce neputincioasă sunt eu, aoleo să mă iubească alții că eu nu mai pot cu suferința asta, nu mai pot cu disperarea, să mă iubească el, pentru că în momentul în care îți prețuiești suferința, emoțiile, îți prețuiești de fapt inima, îți venerezi chiar tu sufletul, îți prețuiești ființa, te îmbogățești, îți îmbogățești sinele cu venerație, cu apreciere, pentru că tu vrei un bărbat să te aprecieze. Păi în primul rând prețuiește ce eman tu, ce simți tu, pentru că tu ești sublim, tu ești reverie, tu ești dragoste, radiezi lumină, radiezi prețuire, radiezi înălțime emoțională, radiezi adâncime, pentru că un copac, pe măsură ce are adâncimile mai adânci, pe atât este mai înalt și ajunge spre ceruri. Așa și tu, suferința ta, cu cât este mai adâncă, cu atât este mai înaltă iubirea ta. Deci, indiferent de ceea ce treci acum ca experiență, în momentul în care te copleșește ceea ce simți, vreau să te oprești. În momentul în care începi să prețuiești ceea ce simți, vreau să te oprești din tiparele vechi, pentru că tiparele vechi erau, îți venea să-l suni, să-i ceri, să-l implori, să te tăvălești, să te victimizezi, să zici, aoleo, ce nenorocire pe capul meu, ce nu mai pot, ce greu e. Deci aveai tot timpul această
acest demers al plânsului, să-ți plângi soarta, să te victimizezi, să te gândești nedrept și să nu poți să te abții și să începi să-l cauți, să-l vânezi și să anulezi această noblețe a ființei tale. Așa că acest instrument al meu, Cântecul Inimii, de fiecare dată când îți vine tiparul vechi, vreau să te oprești și să încep să fii atentă ce faci și să te întrebi: îmi prețuiesc emoțiile, mi le venerez ca și când aș fi în sanctuar, în Capela Sixtină, sau în momentul ăsta nu-mi prețuiesc ființa, nu-mi prețuiesc emoțiile, întreabă-te. Și în momentul în care îți pui această întrebare, vreau să faci diferit, oprește-te, spune stop, stop de valorizare, stop, mă opresc din vechi, nu mai merg pe ce nu se simte bine, ci urmez ceea ce se simte bine. Eu am o viziune asupra emoțiilor, nu există emoții pozitive, nu există emoții negative, pentru că în momentul în care spui că există emoții pozitive și emoții negative, îți califici emoțiile ca fiind rele și bune. Nu, toate emoțiile sunt minunate, v-am spus, mai ales suferința este nobilă. Și atunci eu fac această categorie a emoțiilor care îmi plac și care nu-mi plac, emoții care se simt bine și care nu se simt bine, pentru că noi căutăm ceea ce se simte bine și atunci mă simt bine în raport cu emoțiile mele, mă simt bine în raport cu tristețea mea, pentru că este un sentiment nobil în momentul în care simt tristețe, și atunci nu mai merg pe tiparul vechi, pe șina veche, aoleo, ce nenorocire mi s-a întâmplat, deci mă opresc, absolut opresc ceea ce fac în momentul acela, să mă victimizez, să mă îngrop în groapa bărbatului sau să mă biciuiesc. Nu pot să simt și să plâng și să plâng și să plâng la nesfârșit, ca și când sunt într-o tortură infinită. Deci opresc această tortură infinită asupra sufletului meu și atunci stau liniștită, mă duc undeva și mă așez. Mă așez, ori mă întind pe jos, stau liniștită, mă retrag într-un loc unde nu poate să mă vadă bărbatul sau cei ai casei, mă duc într-un loc liniștit după ce m-am oprit și observ ce fac. Păi în momentul ăsta cum mă raportez la ce simt? Păi mă raportez la ce simt cu disperare, cu biciuire, cu rezistență, cu luptă, cu control. Deci ok, observ, conștientizez ceea ce fac, respir. Îmi circulă energia, așa cum ați învățat și în programul meu Feminine Love, de circularea energiei feminine, și în seminarii, și în programul Fine Love, cele care mă urmăriți, și în videoclipuri, și în seminarii, și ați parcurs programele mele. Mă opresc, respir, deci nu fac nimic decât să respir, îmi găsesc sentimentul care mă copleșește și observ această suferință, o observ, observ furia, observ suferința și în acest moment nu mă mai gândesc el este de vină pentru că eu sufăr sau lasă că mă prefac că totul e în regulă și nu-i arăt că eu sufăr, pentru că nu este adevărat, nu e în favoarea ființei tale, îți faci un deserviciu în felul acesta. Și atunci în momentul acela când te uiți în favoarea ființei tale, știi că ceea ce simt se simte rău. Da, simt tristețe, da, simt dezamăgire, da, mă simt furioasă, da, sentimentele mele, vă venerez absolut, vă iubesc absolut fenomenele mele, sunteți emoțiile mele, nu fenomenele mele, sunteți sanctuarul meu, sunteți lăcașul meu sfânt, locul meu emoțional sfânt, e un loc de rugăciune ceea ce simți în acel moment și în momentul ăla îți pui emoției tale, emoție, te iubesc, ești sfântă pentru mine, știu că vrei să mă protejezi, știu că te simt din iubire pentru iubire, pentru că vrei să am iubire și eu la rândul meu te protejez emoție, te iubesc, te venerez, te apreciez emoția mea, te onorez emoția mea. În momentul acela, ceea ce simți este deja o prețuire a emoției tale în momentul când te raportezi așa la ceea ce simți și nu te mai duci către el să-i vergi lui furia în cap, să-i vergi lui supărarea sau tristețea și să-l faci pe el de vină, tu rămâi cu tine, cu energia ta, cu ceea ce simți tu și, foarte important, nu-i cer lui nimic. Nu vrei nimic de la el, faci un let go of him, rămâi tu cu tine, nu te agăți să vrei ceva de la el, ești capabilă să simți ceea ce simți, să-ți onorezi ceea ce simți cu iubire, cu prețuire,
și în același timp poți să-i comunici, uite, sunt dezamăgită pentru că nu se întâmplă asta, îmi pare rău pentru că nu se întâmplă asta, dar nu vrei ceva de la el, și o să simtă o femeie care are demnitate, care poate să simtă ceea ce simte, care prețuiește și venerează și respectă ființa ei. În momentul când stai cu sentimentele tale, când îți onorești și îți prețuiești sentimentele și ești demnă și îți valorizezi ființa, vei transmite această energie pe partea cealaltă și te vei simți mândră față de tine. Îți va crește stima de sine, pentru că valorizarea personală, valorizarea emoțională îți va crește stima de sine și îți va crește gradul de dificultate, pentru că nu o să mai cazi în sunat, în căutat, în jumătăți de măsură, și toate sunt ca un efect de domino. Dacă îți prețuiești emoțiile, dacă ai acest dialog intern cu iubire față de tine, nici acțiunile din exterior nu vor fi acțiuni cu jumătăți de măsură, în care închizi ochii, lasă să accept primiturile, lasă să mă văd cu el și azi și mâine, chiar dacă nu mă împlinește ceea ce face. Și atunci, în momentul ăla, ești într-un demers total emoțional și ca acțiune de valorizare personală, ceea ce îți va schimba toată aura, toată energia și vei atrage magnetic. Așa îți îngrijești emoțiile. A îngriji emoțiile, a îngriji e feminin. Prețuiești și ai grijă de ce simți. Vei atrage magnetic așa doar iubire. Tot ceea ce am spus este un proces care funcționează pas cu pas și atrage un bărbat și este opusul, de fapt, a ceea ce îți vine să faci în mod instinctiv, pe pilot automat, să te cerți sau să te prefaci sau să te creezi o victimă. Programul meu de relații Fine Love este un program care te va ajuta ce să faci pas cu pas, astfel încât să atragi un bărbat bun, capabil să te prețuiască și să te valorizeze exact cum te valorizezi tu pe tine. Răspunsul cum să faci asta mai concret este în cadrul programului Fine Love, unde te voi ghida eu pas cu pas cum să gestionezi emoțiile, astfel încât chiar dacă ești într-o situație grea, să știi că emoțiile tale sunt cheia către conexiunea cu un bărbat care inspiră de fapt dragostea și angajamentul. În realitate nu trebuie să faci nimic decât să înveți să te prețuiești, să fii într-un demers de valorizare personală a ființei tale și a emoțiilor tale. Pentru că aceste emoții, dacă știi cum să le gestionezi, o să aducă bărbatul mai aproape de tine, chiar și când te simți blocată. Este o tehnică simplă prin care să te eliberezi de emoții grele, precum gelozia, obsesia, frica, disperarea, ca să nu-ți mai compromiți relația și relația cu tine, și să înveți cum să le transform toate aceste emoții într-un combustibil, de fapt, pentru valorizare și iubire, cum să fii bine cu tine, cum să accesezi iubirea de sine, cum să accesezi energia feminină. Este un curs în care vei învăța secrete despre instrumente și tehnici, despre feminitate, dating, relații, care funcționează la un nivel profund, adânc, în adâncime și în înălțime, bineînțeles, astfel încât un bărbat se va simți profund și profund atins și atras de tine. Vei învăța cum să-ți accesezi energia feminină, ce blocaje ai, cum să te iubești, cum să te valorizezi, legătura aceasta între emoții și atracție și valorizare personală, și prin limite, bineînțeles, prin putere personală, prin conștientizare. Programul cuprinde 6 pași prin care vei afla o cale prin care poți să găsești și să atragi magnetic și să păstrezi un bărbat bun, potrivit pentru tine, alături de care să ai o relație împlinită. Eu îți mulțumesc că m-ai ascultat, like și share, poate știi pe cineva pe care poți ajuta cu conținutul acestui videoclip. Toate detaliile despre programul meu Fine Love le găsești pe site-ul meu andradadam.com, la secțiunea cursuri, programul Fine Love, sau în linkul de mai jos, click pe linkul de mai jos. Îți mulțumesc că m-ai ascultat și pe curând!